Maia Sandu este astăzi omagiată. Șeful statului împlinește 49 de ani, iar cu această ocazie, cetățenii de rând, dar și unii politicieni au scris mesaje de felicitare. Primul cu urări de bine a venit chiar predecesorul ei, Igor Dodon. Încă de la primele ore ale dimineții, el a scris un mesaj pe Facebook în care i-a transmis felicitări. Dodon a îndemnat-o să dea dovadă de voință, cumpătare și înțelepciune în funcția foarte responsabilă de șef de stat. Fie ca interesele cetățenilor și ale Moldovei suverane să fie mereu prioritare în activitatea dumneavoastră. Fie ca echilibrul în decizii și acțiuni să reprezinte o trăsătură a instituției prezidențiale pe parcursul mandatului pe care îl dețineți, a mai scris fostul șef de stat. Și înalt preasfințitul Vladimir a felicitat-o pe Maia Sandu. În această zi memorabilă vă doresc multă sănătate, forțe spirituale și fizice, har divin, ajutor de la Dumnezeu și succes în activitatea pentru binele țării, i-a urat mitropolitul Moldovei. În mesajul adresat președintelui, el s-a arătat ferm convins că doar cu eforturi comune este posibilă dobândirea dezvoltării stabile a Republicii Moldova și a prosperării poporului ei.